Luptătorul moldovean Donyur Islamov a cucerit medalia de bronz la turneul mondial de calificare la Jocurile Olimpice în categoria de 59 de kilograme. Sportivul nostru a cedat în semifinalele competiției în fața unui sportiv din Statele Unite, dar l-a învins în lupta pentru bronz cu 5-0 la puncte pe suedezul Frunze Hartunian. Un alt sportiv de-al nostru, Daniel Cataraga, a ratat medalia de bronz în categorie de 66 de kilograme. În semifinalele turneului, acesta a fost învins cu 10-0 de un sportiv din Kârgâzstan, iar apoi a pierdut la limită lupta pentru bronz cu ucraineanul Armen Vardanian. Moldova a fost reprezentată la turneul mondial de calificare la Jocurile Olimpice, care s-a desfășurat la Istanbul, de 3 sportivi.